Bună, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Iată că a venit momentul să discutăm despre luna plină din Gemeni de pe data de 27 noiembrie. Cum îți precizez de fiecare dată când vorbesc despre o lună plină, cel puțin în ultimele luni, voi aborda aspectele acestui eveniment pentru toată lumea. Nu voi face harta pentru România, ci o voi discuta pentru toți cei care vă uitați la această emisiune, că poate sunteți români, plecați undeva, în altă parte, în alte țări și tot așa. Dar mai ales că, după cum vă precizez, se uită din ce în ce mai mulți oameni din diaspora la emisiunile mele. Bun, pentru că aspectele sunt la fel peste tot. Indiferent că pui harta în București, că pui harta în Indianapolis, că pui harta în Atena, aspectele sunt aceleași și ne putem raporta la ele fiecare dintre noi. Avem o lună plină în Gemeni pe data de 27 noiembrie. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că Soarele și Luna sunt în opoziție din punctul de vedere al teoriei astrologice. Da? Avem Soarele, avem Luna, 180 de grade între ele. În primele grade se întâmplă în cele două semne. Avem Soarele, iată, în Săgetător, Luna o avem în Gemeni. Asta unul la mână, doi la mână. Știi, luna plină e momentul ăla în care o vezi mare și plină pe cer dacă nu e norat. De altfel, cred că v-ați dat seama sau... Cred că ați fost atenți, vreau să cred că s-a întâmplat asta. Foarte multe filme, foarte multe seriale, momentele cele mai importante, ne arată o lună plină undeva acolo. Da, că luna plină de-a lungul timpului și dă-te-i seama oamenii că se întâmplă ceva pe acolo. De altfel, mă și știți, sau dacă nu știți lucrul acesta, vi-l menționez, din momentul în care eu studiez astrologie din 2008, bineînțeles noi studiem teoria mai întâi, am avut timp și spațiu să-mi dau seama că luna plină este cea care activează puțin lumea. Se întâmplă lucruri, ne întâlnim cu oamenii, auzim vești, au loc tot felul de întâmplări, mai de menționat față de cele care se întâmplă, de exemplu, lângă luna nouă. Deci eu mi-am dat seama că pe lună plină se întâmplă lucruri mai importante. Asta vă și spun în emisiunile acestea. O lună plină vorbește tot timpul despre un apogeu. Din momentul acela, luna intră în faza de descreștere până când ajunge, iată, la o lună nouă. Da? E un moment, din punct de vedere al teoriei astrologice, în care rupem ceva, renunțăm la ceva sau ne dăm seama că mai mult de atât nu se poate. Adică am început un proiect, el a crescut și mi-am ajuns o limită. Da. Da. Și din momentul ăla trebuie să ne dăm seama că nu se mai poate în aceleași condiții. Avem Soarele în Săgetător care vorbește despre idealuri, despre aventură, despre libertate, despre nu am limite, nu am granițe. Și avem energia Gemenilor, da, care vorbește despre comunicare, despre adaptare, despre... informația la un nivel mai practic, pe înțelesul tuturor. Că dacă Săgetătorul are parte abstractă, iată, arhetipul Gemenilor vorbește de tot ceea ce înseamnă informație și mental practic. Da? Bineînțeles, cei mai afectați, între ghilimele, de această lună plină sunt Gemenii și Săgetătorii. Dar, pe lângă ei, avem și celelalte semne fix, mutabile, vorbim de Fecioară și de Pești. Bun. Deci avem o opoziție între Soarele din Săgetător și Luna din Gemeni. Cumva idealurile noastre se lovesc de ceea ce se întâmplă practic în viața noastră. Și spun asta pentru că avem câteva aspecte care să ne dea de gândit. În primul și în primul rând, Soarele este în conjuncție cu Marte. Marte a intrat recent, pe 24 noiembrie, în semnul Săgetătorului. Oricând Soarele este lângă Marte, e un curaj nebun acolo. E o tendință din aceasta de a ne urma idealul până în pânzele albe și să avem expresia aceea pe care o au politicienii. Eu cred că. Dar Soare lângă Marte în Săgetător, conjuncția Soare-Marte în Săgetător crede, iar Luna săraha în Gemeni știe. Că ea merge la firul ierbii, vorbește cu unul, vorbește cu celălalt, mai citește una, mai citește alta, știe că are timp să vadă practic. Da? Nu stăm tot timpul într-o bibliotecă, mai stăm și cu oamenii de zi cu zi, oamenii de rând să spunem. Da? Bun. Mulți dintre oameni la final de an își vor căuta noi obiective, noi idealuri. Și să știți că axa Săgetător Gemeni e tot timpul legată de drum, de călătorie, de depășirea limitelor. Fizic sau metaforic. Hai să ne referim la cele fizice.
Mulți se vor întreba acum, la final de noiembrie, final de 2023, plec din țară, mă întorc în țară. Da? Mai mi-e bine aici? Nu mai mi-e bine aici. E corect ce s-a întâmplat? Nu e corect ce s-a întâmplat. Noi vom dori să credem în ceva așa spectaculos. Aluna în gemeni săraca zice, da mă, dar știi, astăzi e așa, mâine e altfel. Se schimbă lucrurile de azi pe mâine. Nu poți să te încrezi în nimeni și nimic. Deci aia cu eu cred, dacă o tot susții, vei ajunge într-un moment în care îți vei da seama că ai cam greșit. Și vedeți voi, știți cine stă la pândă în ecuația, în astrograma acestei luni pline? Saturn. Saturn, care și-a încheiat retrogradarea recentă în semnul peștilor, anume pe 4 noiembrie, ce face acum? Face ca reuși și cu Soarele, care e lângă Marte, în săgetător, și cu Luna. Cu alte cuvinte, orice tendință om avea să plecăm, să călătorim, să studiem, să ne întoarcem, să credem, s-ar putea să avem mici momente în care să ne dăm seama că am mai greșit. Că Saturn are darul de a ne face să ne îndoim de propria persoană. Are componenta asta de dubii, de îndoială, de frici, de nesiguranță, de rușine. Saturn aduce foarte multă rușine. Și avem rușine sau dubii și când credem, dar și când știm. Cumva acest eveniment are darul de a ne face să fim mai umili, mai modești, mai la locul nostru. Și să nu mai credem în toate poveștile. Dacă e ceva ce urăște Saturn cu disperare, poveștile. Urăște poveștile, urăște, cum să vă spun, ideile acestea mistice, ideile acestea, miracolele, nu domnule. Saturn vrea să vadă aici, practic. Ce zici, mă, energie de săgetător, tu crezi, nu? Iar tu, energie de gemeni, zici că știi. Vrei să-ți arăți și ție că mâine tu nu mai crezi și tu nu mai știi ce știai? Cam așa se întâmplă. Pe lângă acest careu pe care îl face Saturn cu luna plină, dragii mei, cu axa aceasta, mai avem, din păcate, un careu între Mercur și Neptun. Mercur din săgetător și Neptun din pești. Ori ăsta este unul dintre cele mai periculoase aspecte din punctul meu de vedere când e vorba de minte. De ce? Pentru că ne putem lăsa influențați de tot felul de falși profeți din orice domeniu. Ne plac vorbele, ne plac poveștile, ne plac minciunile. Cam asta e. Cu Mercur în Neptun există un mare risc la final de luna noiembrie să ne placă minciunile. E adevărat că nu credem pe moment că e minciun. Noi luptăm să-i convingem și pe ceilalți. Nu e o minciună, e adevărul. Ce zice energia săgetorului? Eu cred, energia gemenilor, eu știu. Dar Neptun în careu cu Mercur zice, las că ai să vezi tu ce se întâmplă. Tu crezi. De aceea, eu vă recomand, mai ales celor cu marcaj mutabil în harta natală, vorbim iată de gemeni, fecioară, săgetător și pești, să nu înghițiți gălușca la final de noiembrie și să nu credeți în nimeni și nimic. Și ce ar trebui să faceți voi? Ar trebui să aveți puțină răbdare. Și în momentul în care planificați o călătorie, și în momentul în care vreți să vă înscrieți la o școală, și în momentul în care vreți să renunțați la o școală. Că poate ați început o facultate și vă întâlniți cu cineva care a terminat aceeași facultate și vă spun, a, o prostie facultatea, nu știu de ce te-ai băgat, trebuia să mă întreb pe mine, că nu te-ai ajutat la nimic. Și voi să ziceți, aoleu, ce prostie am făcut, în ce m-am băgat. Poate să fie o prostie, nu zice nimeni. Dar vă recomand să mai așteptați câteva zile și să nu luați decizia doar pentru că v-a spus o persoană ceva. Acceptați informația, rumegați-o puțin, dar nu prea mult, că nu vă ajută. Lăsați-vă timp, procesați așa puțin și începeți să căutați dovezi și argumente. O să vi se ia un vâl de pe ochi, o să ziceți, dar eu cum n-am văzut asta? Poate că sunt niște situații în facultatea respectivă care nu sunt atât de frumoase precum ați vrut să le vedeți. Dar știți cum este? Beneficiile sunt mult mai mari și de acum încolo sunteți maturi și veți ști cum să abordați. Nimic în viața asta nu este perfect. Energia săgetătorului își dorește să creadă că există perfecțiune. Să știți că noi de cele mai multe ori considerăm că arhetipul fecioare este cel cu perfecțiunea. Da, dar ei cu perfecțiunea să mătur, să gătesc, să fie curat în casă. Energia săgetătorului, dacă nu este totul la un nivel din acesta elitist, perfect, academic, un pic de snobism acolo, nu se poate, domnule, nu mă bag, nu, eu nu mă bag,
știți? Cam despre asta este vorba. Ok, ați crezut că persoana care v-a spus despre facultate că e mai deșteaptă, că e mai experimentată, poate o fi, rămâne de văzut. Dar asta nu înseamnă că poate vouă face bine facultatea. Adică dacă persoana respectivă nu s-a simțit bine, nu i-a prit acea facultate, n-a ajutat-o la nimic, ok, treaba sa. Dar pe voi vă poate ajuta. Mai ales dacă învățați să navigați aventura acelei instituții de educație. Și, dragii mei, finalul anului noiembrie e destul de confuz, de haotic, de neplăcut și știți cum este. Toate aceste energii sunt foarte mentale, că vorbim de gemeni, că vorbim de fecioară, de săgetor, peștii mai puțin, dar și peștii, să știți că arhetipul peștilor, de frica haosului, caută logica și o caută cu disperare. Da? Deci toate aceste patru semne se referă la mental, la calcul, la pragmatism. Aveți nevoie să găsiți formula magică, însă ea nu poate fi găsită de pe o zi pe alta. Chiar dacă e foarte interesant. Când apar situațiile de genul ăsta, avem impresia că dacă nu luăm o decizie acum, dacă persoana respectivă, deci ăla mi-a zis că nu i-a făcut bine facultatea, păi gata, renunț și eu. Avem senzația că dacă nu luăm o decizie acum, aici și acum, pierdem ceva. Știți că oamenii trebuie să acum să se întâmple. Și dacă nu se întâmplă acum, se va întâmpla, dar intră în panică. Panica aceea vine dintr-o nesiguranță, dintr-o frică uriașă. Dar, dragii mei, în viață trecem prin momente din acestea. Dacă avem ocazia să ne mai dăm răbdare nouă, e perfect. Dacă nu ne dăm nouă răbdare, le dăm altora. Și ne vom simți pe urmă victime, ne vom simți oropsiți, ne vom simți ghinioniști și tot așa. Vedeți că finalul lunii noiembrie e foarte periculos când e vorba de chestiuni legale, administrative, juridice. Nu vă lăsați impresionați de martori, nu vă lăsați impresionați de vorbe. Pot fi destul de multe minciuni aici care pot costa mai mult decât v-ați fi așteptat. Adică pentru un nimic s-ar putea să suferiți enorm pe urmă. Apoi să vă priască această lună plină, să vă arate că viața se schimbă, că nimic nu este bătut în cuie. Și că n-are rost să ne lăsăm influențați de alții doar de dragul de a o face.